Întruniri metodice raionale a cadrelor didactice au avut loc astăzi în incinta liceului teoretic Lev Tolstoi din Glodeni. Evenimentul se desfășoară anual și are ca scop trasarea noilor sarcini pentru anul de studii care va demara la 1 septembrie. Întrunirea cadrelor didactice de astăzi a avut loc în cadrul celor 9 catedre metodice. În cadrul catedrelor s-a discutat implementarea noii curicule în planul de învățământ pentru anii 2010-2011. Noi socotim că deja anul de studii pentru cadrele didactice a demarat, deoarece începând cu activitățile din august se fac totalurile anului trecut de studii, se trasează obiectivele și sarcinile pentru noul an de studii. Școala prietenoasă copilului, acesta este genericul evenimentului de astăzi, care ține să reorganizeze activitatea managerială și didactică în contextul susținerii și motivării elevilor. Noi și până acum am activat, vreau zic, iată, cu orientare la copil, însă în anul acesta și curicula școlară modernizată, care implementarea căreia începe începând de la 1 septembrie, este centrată pe copil. Eu cred că schimbările sunt binevenite pentru aceea ca să ne apropiem altfel de copil, să-l înțelegem, să-l primim ca un om. Fiindcă copilul are atâta cât i-a dat Dumnezeu, cum spune, posibilitatea. Și noi trebuie să-l formăm ca om și să cerem de la el atât cât e posibilitatea lui. Astăzi, deci, accentul se pune mai puternic, anume centrat pe copil, ca să-l facem ca el să nu fie stingherit, ca el să fie mai liber în acțiune, ca el să fie mai aproape de sufletul a nostru, a profesorilor. Și această școală prietenoasă nu se face numai prin intermediul nostru, a profesorilor, dar se face prin intermediul a multor altor factori. Atelierele metodice au menirea de a orienta cadrele didactice pentru a lucra la disciplinele concrete și a implementa curicula modernizată. Diana Zaporojan, Sergiu Muliar pentru știri.